vorbim în continuare de salarii, dar nu majorate sau de beneficii, ci de faptul că aproape 3/4 din angajații care lucrează în Horeca sau turism câștigă sub salariul mediu pe economie. Deși vorbim de domeniul în care sunt scoase cele mai multe joburi pe piață în această perioadă, având în vedere că se apropie sezonul cald, conform unei platforme online de angajări, doar în ultima lună au fost peste 80.000 de aplicări. Cei mai mulți dintre cei care lucrează în aceste domenii câștigă între 1.900 și 3.000 de lei, și anume 36,9% dintre aceștia. 33,3% dintre aceștia câștigă între 3.000 și 4.500 de lei. Ei bine, doar 22% între 4.500 și 7.000 de lei, 5,6% între 7.000 și 10.000 de lei și doar un procent de 2%, ei bine, ajung să depășească pragul de 10.000 de lei lunar. Dar haideți să vedem care sunt cele mai mici salarii medii nete. Ei bine, o cameristă câștigă 2.600 de lei pe lună, în timp ce un barman 2.800 de lei, ceva mai mult un ospătar 2.900 de lei, un ajutor de bucătar 3.100 de lei, la același nivel câștigă și brutarul, patiserul sau cofetarul. Dacă ne uităm pe județe, ei bine, cele mai mici salarii din această zonă sunt în Bistrița, Gorj, Prahova, Călăraș și Caraș-Severin. La polul opus, cele mai mari salarii sunt în București. Ei bine, vedem aici un salariu aproape dublu față de județul cu cele mai mici salarii. Și de asemenea, Timiș, Cluj, Brașov și Constanța. Mergem mai departe cu știrile.